Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Cultura Sănătății. Suntem la Iași, din nou, la aceeași cafenea prietenoasă Tafrale, situată undeva în aripa Universității, clădirii Universității Alexandru Ioan Cuza. Tema de astăzi privește sănătatea educației, sănătatea școlii, sănătatea mediilor educaționale. Dacă schimbăm un pic cuvintele între ele din colțul din stânga al ecranului, vom vedea că se poate vorbi nu numai despre cultura sănătății, se poate vorbi și despre sănătatea culturii și despre sănătatea educației și așa mai departe. Motivele pentru care am ales această temă sunt evidente, dar poate că trebuie să enumăr măcar două dintre ele. De 25 de ani sunt schimbări care bulversează elevii, părinții, profesorii. A scăzut promovabilitatea, de asemenea, un alt motiv. Să vedem de ce, cum, ce se întâmplă, de ce sistemul de învățământ nu mai oferă calitate. De altfel, fără educație, nici sănătate socială nu poate exista și, în general, un om educat știe, are instrumentele necesare pentru a putea preveni. Pentru emisiunea de astăzi l-am invitat pe profesorul Liviu Antonesei. Bine ați venit, domnule profesor, din nou la Cultura Sănătății. Bine v-am găsit. Mi-a făcut plăcere să discutăm data trecută, mai ales că preluând emisiunea am văzut că s-a bucurat de mare succes. Așa că mulțumesc pentru noua invitație. Mă bucur și eu că are trecere discuția, a avut trecere discuția noastră și că astfel de emisiuni au trecere. Acum că avem și Facebook-ul și mijloacele acestea de comunicare, este și mai bine. Domnul profesor Liviu Antonesei este profesor universitar doctor la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza, unde ne aflăm acum aici. Este de asemenea scriitor. Recent i-a apărut o carte în Anglia, la Londra, Victimele inocente și colaterale ale unui sângeros război cu Rusia. Sunt povestiri. Felicitări, domnule profesor, mulțumesc pentru această carte și vă doresc să aveți succes acolo, la Londra și... Nu știu dacă pot avea cât succes am avut în România, că ediția românească din 2012 de la Polirom, nu numai că s-a epuizat, a fost foarte comentată. Am colectat câteva zeci de articole despre ea. Poate din motivul ăsta o fi atras atenția și în Anglia. Sigur că nu pot spera un succes de proporțiile astea în Anglia, dar deja e un succes faptul că a apărut cartea în Anglia, că este la dispoziția cititorului de limbă engleză. Acum merg la lansare, în a treia zi de Paști, va avea loc la librăria europeană din Piccadilly Circus și încerc și eu să o ajut, nu? Eu întotdeauna am criticat, atunci când am avut ocazia, faptul că noi ieșim cu 2, 3, poate mai mulți scriitori în Europa și ieșim cam cu aceea și de aceea mă bucur că, iată, un alt scriitor pătrunde pe piața de limbă engleză cu o carte. Și, ca să spun așa, fără vreun sprijin al unei instituții românești. Editura a ales cartea, a plătit editurii Polirom ceea ce trebuia să plătească, a scos cartea pe banii ei, deci fără vreun ICR sau vreun alt buget al statului. Deci a riscat cu un autor, că până la urmă nimeni nu știe mai nimic despre mine în Anglia, nu? Veni cu un autor nou. Eu îi felicit că au avut curajul ăsta și le doresc să nu falimenteze cu mine măcar. Pare că se vor mișca lucrurile și în privința aceasta. Eu sper că așa se va întâmpla, pentru că normalitatea înseamnă diversitate. Acum eu cred că totuși ce a făcut ICR-ul și statul român a ajutat la ceva, că a deschis o pârghie. Fie și
lucrând preferențial până la urmă pe câțiva autori. Poate că autorul ăilalți a făcut publicul din țările occidentale, dar numai occidentale, că au fost traduceri și în Japonia, și în China, și nu știu unde, atrage atenția și asupra literaturii române. Deci poate că a avut un sens, s-au gândit cumva să grupeze eforturile financiare. Dar da. Treaba lor, nu mă amestec în politica lor, eu sunt bucuros că m-au ales, m-au publicat cei de la Londra și doresc cât mai multora să treacă prin experiența asta, pentru că, de fapt, o literatură se consacră când începe să fie căutată. Nu când te duci tu peste publicul străin cu cărți, cumva cu cârje. Când încep editorii exact, să începe. Exact, încep traducătorii, începe publicul să se întrebe, încep comentatorii, jurnaliștii, să spună, bun, am văzut ăștia 3-4 scriitori, dar românii ăia nu mai au și alții. Deci asta înseamnă, de fapt, interesul real. Deci ne stimulat de noi. O însănătoșire a climatului, da, până la urmă. Și într-o normalitate, că în fond cu alte literaturi așa se întâmplă. Da. Vă mai spun, domnul profesor este cercetător în științele educației, a publicat, amintesc, doar două dintre cărțile domniei sale, Paideea, Fundamentele culturale ale educației, Polis și Paideea, 7 studii despre educație, cultură și politici educative. De asemenea, Liviu Antonese este editor, conduceți editura Paideea și este directorul revistei Timpul. La asta am renunțat, adică la revistă, deci am transmis-o unei echipe mai tinere. Am scos-o totuși 20 de ani, cred că mi-am făcut datoria față de ea, din care vreo mai mult de jumătate, aproape fără bani. O perioadă fastă. A fost bună. Eu sper că echipa nouă va face. Și din toamnă am renunțat și la Adenium, la editură, pentru că, domnule, acum își fac 62 de ani, luna asta. Mulți înainte, sănătoși. Timpul începe să devină prețios. Eu am proiectele mele, deci am în cap vreo 6 romane și de-abia acum, de când m-am eliberat, am început unul. Am scris vreo 4 capitole dintr-un roman. Culmea că nu din cele 6 la care mă gândesc la unele de 20-30 de ani, ci unul nou. Așa a fost să fie. Acum să-l duc până la capătul, îmi vine rândul și celorlalte. Cel mai aproape vă simțiți de scris de literatură, da, acum. Și mereu. Deci acum, sigur, eu nu-mi doresc să n-am o viață lungă. Mi-o doresc, dar nu ești sigur de asta. Da. Și atunci vreau măcar să-mi închei bilanțul de scriitor până la urmă, nu? Nu despre literatură, dar poate că va fi vorba și despre literatură în dialogul nostru, însă aș vrea să amintesc aici un lucru pe care îl spuneți în volumul Paideea, Fundamentele culturale ale educației. Aici vorbiți despre schimbarea educației și educația pentru schimbare. De ce ar fi necesară această educație că, pentru schimbare și schimbarea educației? Trăim vremuri de schimbare. Sigur, vremuri de schimbare s-au trăit mereu. Pentru că un autor englez, Kilpatrick, vorbea despre necesitatea schimbării educației în interbelic. În anii 60 a fost o puternică ofensivă la autorii occidentali, care una din cărți se cheamă chiar Educația într-o lume în schimbare. Era în schimbare, dar de prin anii 70 trăim un fenomen de accelerare a schimbării. Accelerarea schimbării care se vede în toate domeniile. Se vede, de pildă, în domeniul tehnologic. Gândiți-vă, când am început, noi în 90 foloseam computere, erau 286, 386, un fel de mașini de scris electronice, da? Da. La ce performanță a ajuns acum? La ce performanță a ajuns? Tehnologia asta casnică, mobilele, telefoanele mobile și tot ce ne înconjură, electronic și informatic vorbind. Ori, asta e numai o dimensiune tehnologică. De altfel, cercetările spun că la nivelul tehnologiei, 90% din descoperirile tehnologice importante peste om s-au făcut în ultima sută de ani, din toate. Iar 90% din cele din ultima 100 de ani s-au făcut în ultimii 10 ani. Deci vorbim practic de o evoluție atât de rapidă încât riscăm să fim nepregătiți. Și foarte mulți dintre noi sunt nepregătiți. Drept dovadă că utilizează telefonul mobil în exces și unde nu este cazul. Ca să dau un exemplu minor. Dar asta e un fenomen.
asistăm la cea mai mare circulație de populație de la popoarele migratoare încoace. Gândiți-vă că în anii 60 a fost migrația sudului către nordul dezvoltat european. Din anii 90 a apărut și migrația estului către vestul dezvoltat european. Avem 4 milioane de români în Italia, Spania și încă câteva țări occidentale. Asta înseamnă, de fapt, amestecuri culturale, înseamnă relații interculturale care pot fi amenajate armonios, sau dimpotrivă conflictuale, cum vedem atât de des. Pe de altă parte, dezvoltarea economică, chiar dacă din 2008 trăim o criză, a cunoscut o dezvoltare la care nu se așteptau cei de la începuturile capitalismului, ale modernității. Este explozia informațională fantastică. Noile medii, între altele, au făcut să fim asediați de informații. Informații care nu toată lumea le poate selecta, nu toată lumea le poate evalua și așa mai departe. Iar aici în Est, deci în jumătate din Europa, din 90, trăim și schimbare de sistem, care părea simplă în 90. Numai că noi n-am ascultat ce a spus Adam Michnic la București în ianuarie 90. Când a zis, e simplu să treci de la capitalism și democrație la dictatură. Iei un acvariu, îl pui pe aragaz și faci o supă de pește. Problema inversă a reîntoarcerii la democrație și capitalism înseamnă, de fapt, din supa aia de pește să refaci acvariu. El a spus-o în clar, noi nu l-am luat în seamă, nu noi, lumea este europeană în general și atunci lucrurile merg greu. Ori, care e problema fundamentală cu care ne-a lăsat vechiul regim? Mentalitatea. Ori, schimbarea mentalităților e o chestie de educație. În fond, în țările care au fost mai înțelepte decât noi, miza pe educația, asta de tranziție, a început încă din 90. Așa. Și începând din 90, lucrurile au mers mai ușor. Nu mai spun că erau și mai pregătite, că unele aveau societate civilă înainte de căderea comunului, alte aveau și societate politică înainte. În Ungaria, la alegerile din iunie 89, opoziția a participat la alegeri, nu? Sigur. În Polonia, în ianuarie 89, Jaruzelski a chemat opoziția și comuniștii și le-a spus, împărțiți puterea, armata nu mai poate controla situația. Au acceptat să stea la discuție. Exact, a fost celebra masă rotundă. Noi am fost prinși, pe de-o parte, mai nepregătiți social, deci o societate unde au fost câteva cazuri de dizidență individuală, dar nu au fost mari grupuri de la Goma, dacă ne gândim, sau Sele Omere, deci la sfârșitul anilor 70, în 77-78. Bune și ele și încă insuficient scoase în fața astăzi. Dar n-au reușit să capete o consistență socială mai mare, cum a fost Carta 77 în Ungaria, cum a fost Solidarność în Polonia, Solidarność când a fost interzis. La legea marțială avea 10 milioane de membri, numai să ne gândim la asta, Partidul Comunist avea vreo 4 sau 3. Până și Bulgaria avea ecoglasnosti. Deci în Bulgaria, în ultimii 2 ani, înainte de prăbușirea comunismului, ecoglasnosti făcea meeting, sâmbăta și duminica, împotriva regimului comunist. Noi n-am avut așa ceva. Am avut și noi revolta de la Brașov. Da, am avut fenomene explozive. Alea sunt mai degrabă răscoale. Sunt 1907 în mediul industrial. Da. Deci ceea ce înseamnă că nu exista coordonare, nu exista un control al participanților, pentru că regimului comunist i-a fost foarte simplu să reprime. Oamenii au trecut la distrugere. Și atunci a reprimat pentru huliganism, nu pentru un act politic. De fapt, asta a fost șmecheria regimului. Dacă noi eram înțelepți, în 1990, partidele care existau atunci, convocau specialiști în educație, români și străini, făceau un plan de reformă a educației care să fi fost respectat indiferent de schimbările de putere sau de miniștri. Ori asta nu s-a întâmplat. Astfel încât cu fiecare guvernare s-a venit cu un proiect de reformă a educației care n-a fost dus până la capăt. Mai mult, cu miniștrii educației s-au schimbat cel mai des dintre toți miniștrii din România, eu cred că avem peste 20 de miniștri în 25 de ani. Fiecare ministru, nu fiecare guvernare a venit cu proiectul său și a anecat proiectele
anterioare, astfel încât nicio reformă n-a mers până la capăt. Ziceți undeva tot în lucrarea aceasta a dumneavoastră pe care am pomenit-o și anume în Paideea, ziceți că educația este un proces de transmitere a culturii, iar pedagogia o știință a culturii. Întrebarea mea este, mai transmite astăzi sistemul de învățământ cultură? Mai reușește să facă lucrul acesta la noi? El se străduie, pentru că educația înseamnă transmitere culturală. Deci orice ar transmite este cultură, pentru că omul e ființă culturală. De aia este educabilă, nu dresabilă. Deci s-a încercat dresarea oamenilor, nu? Deci transmite o cultură. Problema nu este că nu ar transmite cultură. Transmite cultură. Problema este a conținuturilor, ce cultură transmite, cât de bine sunt întocmite, deci programele și planurile de învățământ. Și în al doilea rând, cu cât har transmite. Că așa poți să ai conținuturi perfecte și să, copilul să nu rămână cu nimic, pentru că nu e harul de care e nevoie în meserie. Ori harul e încurajat de reușită. Ori pentru profesorii e foarte greu să aibă sentimentul reușitei. Ca să aibă sentimentul reușitei, în primul rând ar trebui să simtă că sunt respectați. Ceea ce nu-i cazul. Probabil este una din cele mai disprețuite meserii în România de tranziție, meseria de profesor. Cum s-a ajuns aici? Dumnezeu știe cum s-a ajuns, pentru că între cele două războaie, dacă un profesor de liceu intra într-un restaurant și nu exista masă, patronul îi făcea masă pe loc. Deci asta era imaginea profesorului. Sigur că a contribuit și comunismul la degradare. Deci a fost faza comunistă în care profesorul era bun de orice, dar nu de profesor, ca zic așa. Că el făcea și pregătire premilitară și pregătire și politică agricolă. Și practică agricolă. Școala era ultimul lucru care conta. Pe de altă parte, a fost și o ripostă a școlii pentru salvarea calității. Dar salvarea calității în unele domenii necontroversate, fizică, matematică, care a dus la sacrificarea disciplinelor care fac omul complet. Au ajuns ca muzica, desenul, limbile străine, literatura să fie considerate dexterități. Deși nu poți scoate un om multilateral dezvoltat, cum voia Nicu, dacă nu-l pregătești în toate direcții, în toate dimensiunile sale. Da. Ori, din punctul ăsta de vedere, tranziția a căzut pe un teren pregătit pentru discreditarea profesorului. Și cum imaginea era, cum era, spiritul de corp a fost aproape distrus, că țineți minte, până și casele corpului didactic aveau numele schimbat, devenise casa personalului didactic în comun. Ori când spui corpul didactic, te gândești la spiritul de corp, care l-au ofițerii, care l-au preoții, care l-au profesori. Vorbim despre o solidaritate, despre o... Exact. E identificarea cu tagma ta. Breasla profesională. Deci asta a fost compromisă. Ori cum profesorii n-au fost nici uniți și nici atât de reactivi pe cât era cazul, sigur că o bună parte din costurile tranziției, din costurile financiare ale tranziției, s-au răzbunat pe profesori și pe educație în general. Păi să ne uităm că scrie în Constituție că trebuie să fie bugetul educației. Nu a fost respectat niciodată. În singurii 2 ani în care s-a trecut de 4%, a fost când de fapt au existat și sume externe, nebugetare. Ori Constituția vorbește de sumă din buget, nu de extra bugetar. Și nu este respectată. Nu este respectată, pe dacă nu este, dacă statul român nu respectă Constituția într-un domeniu definit prin însuși textul constituțional ca fiind esențial pentru națiune. Păi atunci ce să mă mir că X Popescu nu respectă educația? Dacă statul însuși nu respectă. Deci educația se află cumva între un trecut apropiat, care încă n-a fost asimilat și tot dumneavoastră ziceți în aceste lucrări ale dumneavoastră, între un trecut apropiat și un viitor viforos. Viitorul este o furtună. Viitorul este o furtună pentru că ce am spus mai înainte, vorbim despre accelerarea schimbărilor în toată zona, de la tehnologie la politică, va continua. Va continua și dacă nu vom înțelege asta și nu vom face mișcările necesare în zona educației, vom fi mereu nepregătiți. Adică se va întâmpla cum se întâmplă la noi când ninge. Ne-a prins iarna nepregătiți, de parcă nu ar ninge de milioane de ani, de la ultima glaciațiune aici în anumite părți ale anului. Ne-a prins nepregătiți. Ori noi suntem nepregătiți
Ne-a prins criza nepregătiți din 2008. Gândiți-vă că în 2008, din motive demagogice, Parlamentul a votat dublarea salariului profesorilor. O chestie onorabilă, nu? Dar n-au făcut-o cu 3 ani înainte, când nu era criza. Au făcut-o în pragul crizei și aia este o lege care nu s-a putut aplica, că n-au fost resurse. Deci o lege care a fost și promulgată și publicată în Monitorul Oficial și nu s-a aplicat. Eu am aflat că sunt profesori care au obținut câștig în instanță pe nerespectarea legii și au recuperat sume. Dar, domnule, asta înseamnă când politica nu este dirijată de analiză a faptelor, ci de demagogie și de populism. Și, deci, în cel mai, și nu e animată de bună intenție. Și culmea că premierul Tăriceanu de atunci s-a opus. De ce? El știa cum e visteria. Spunea el că economia duduie și că n-o să ne afecteze criza, dar când a văzut vorba că îi descos bani de unde nu e, a spus, dom'le, nu se poate. Președintele Băsescu cum a promulgat legea, doar ne amintim cu toții. Și vreau să spun, principial vorbind, dublarea salariilor profesorilor era excelentă pentru a încerca să obții o calitate mai bună și să poți avea pretenții justificate la ei. Dar dacă economic nu ai de unde și nu aplici legea, nu de, mai degrabă ai făcut un rău pentru că ai creat o nouă nemulțumire în acest corp social? Da, practic, profesorii, e clar, e limpede, sunt prost plătiți și asta este o mare problemă, dar peste acest lucru rău a venit și altceva, și anume birocrația. Timpul și energia profesorilor le sunt consumate prin această birocrație. Scurt spus, birocrația sufocă România. Asta ca alăuzinte. Însă dacă particularizăm și ajungem în zona educației, văd că s-a ajuns la niște fenomene absolut demențiale. În principiu, s-a pornit de la ideea ca profesorii, pe lângă meseria lor de profesori, să fie și cercetători și autori de studii și de nu știu ce. Ăsta e începutul. Eu nu spun că e rău, dar nu e bine. Pentru că trebuie să fie un lucru foarte clar pentru acești birocrați care ne conduc. Logica descoperirii, logica cercetării este una, logica transmiterii culturale este alta. Poate fi cineva, un profesor excepțional, fără să aibă niciun talent pentru cercetare. Poate să fie cineva cercetător de geniu, de premiu Nobel, dacă vrem, în științe, dar în același timp profesor nul. Deci cele două logici nu se suprapun decât în cazuri extrem de rare. Ideea că toți, asta este hanovism, că toți trebuie să cerceteze eronată. Sigur, dacă sunt care cercetează, trebuie recompensați pentru asta. Dar nu poți să-i faci pe toți cercetători. Plus, logica cercetării însă și diferită în funcție de domeniu. În matematică poate cineva, un matematician de geniu, să-și dea marele descoperiri la 20 de ani și pe aia să nu mai facă nimic și tot să-i cer raportări. Deși ce a descoperit el, să spunem că permite zborurile cosmice sau a modificat înțelegerea lumii. Dar el și-a terminat atunci. Pe de altă parte, în limbile clasice, în cultura asta de tip umanist, acumulările sunt atât de necesare că poți să dai esențialul după 50 de ani, pe la 60 de ani, când ăștia la un moment dat îi pensionau cu forța și rămâneau fără specialiști în domeniu, că i-a apucat atunci pensionarea cu forța. Deci e o nebunie. Pe de altă parte, de ce trebuie să-i ceri profesorului de liceu să cerceteze? Pentru ce să cerceteze? Nu are destul de treabă și dacă cercetează, de ce tot trebuie să-i ceri odată la 3 luni un raport? Odată pe an alt raport, da? Timpul profesorului de liceu se duce pe completat hârțoage, ca să fie clar. Asta e o mare problemă. Privește cercetarea, dat fiind că majoritatea nu au aptitudini de cercetare, sigur că o rezolvă cu copy-paste, cu un referat didactic transformat în cercetare științifică, ca să iasă puncte, dar pe cine păcălim aici? Nu ne păcălim singuri? Da. Deci ce trebuie să-i cer profesorului? Să fie profesor. Trecând în planul universitar unde sunt eu, e același lucru. Întâmplător, eu am lucrat 10 ani în cercetare înainte de a veni la universitate, deci aveam deprinderea cercetării,
Mi-a plăcut meseria didactică, dar eu consider că cea mai importantă parte a activității mele din 90 de când sunt la universitate este cea de profesor. De altfel, eu ce cercetare am făcut, am făcut individual, fără finanțare de la nimeni. M-am înscris în proiecte, că nu cred în efortul colectiv, deși se pare că acum nu se poate altfel, dar asta e structura mea, probabil de unde sunt scriitor. Scriitorii de obicei sunt individualiști, mai puțin Ilf și Petrov, ca zic așa. Ăsta da. Cred că e singurul exemplu de colaborare reușită între doi scriitori. Și am ajuns în situația, acum e o întreagă nebunie în universități, a venit o nouă chestie de evaluare, care și evaluare instituțională și evaluare individuală. Eu am refuzat din start să fac așa ceva. De altfel, din 2008, de când mi-a tăiat Boc salariul, n-am mai dat nicio raportare. Au făcut colegii mei, că nu le ies lor punctele dacă nu intru eu. Și au făcut colegii mei și acum. Am ieșit cu un hirș mare, ăsta ar fi coeficientul dat de citările și cu punctajul global de două ori ceva cât trebuie să aibă un profesor. Dar ce să-mi ceară mie asta? Asta pot să facă ei. Birocrații, de fapt, vor să le fac eu munca. Deci, îi interesează asta? Ce public e pe internet? Pe site-ul facultății e prezentarea activității, cărți, tot ce. De ce îmi cer mie și mai îmi cer și de pildă într-un program care mi-e suferit, Excel, știi? Da. Excel e un program groaznic, nu că nu-l aș ști, îl știu, dar nu-mi place să-l folosesc. Și dar nu cred că profesorul de umanități trebuie să fie specialist în informatică. Deci, domnule profesor, formalism, birocrație, suprapunerea rolurilor, despre această suprapunere a rolurilor și unde duce ea, vă propun să discutăm după o pauză. Dragi telespectatori, revenim la discuția despre bolile sistemului de educație, despre deficiențele educației la noi, despre climatul educațional în dialogul pe care îl am cu profesorul Liviu Antonesei la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Revenim! Am revenit, dragi telespectatori, la discuția pe care o am cu profesorul Liviu Antonesei, profesor la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza. Suntem la Cafeneaua Tafrali, același loc prietenos în care am mai avut astfel de dialoguri. Domnule profesor, v-aș întreba, vorbeam despre suprapunerea de roluri, cercetător, profesor, profesorilor li se cere să fie și una și alta, este un lucru rău, e limpede, dar o altă problemă pe care toată lumea o vede, pe care o observăm toți, este că învățământul și-a pierdut conexiunea la realitatea pieței muncii. Ce se întâmplă? Pregătim oameni pentru ceva ce nu există pe piața muncii. Nu există locuri de muncă pentru ceea ce pentru meseriile, profesiile pe care le punem în funcțiune în școală. Acum cred că stăm un pic mai bine decât în anii 90 din punctul ăsta de vedere. Că în anii 90 educația inerțială, modificările sociale o iau de obicei înaintea educației, educația rămâne în urmă și atunci, de pildă, pregăteam încă foarte mulți ingineri pentru o industrie care se prăbușea. Noroc că aveam plasare externă, ca să zic așa, se mai duceau oamenii, că am întâlnit ingineri români în Creta, de pildă, ca să dau un exemplu. Acum e un pic mai bine articulat, nu ideal, doamne păzării, un pic mai bine articulat, în sensul că, de pildă, asistăm la o relansare a învățământului ingineresc, politehnic, care este simultană totuși cu o anumită relansare industrială. Deci din industria socialistă moartă apar acum, fie ca investiții străine, fie ca salvări ale unor industrii interne care existau și înainte, există o industrie. Și industria asta cere ingineri. Cere ingineri. Deci începe să se adapteze. Pe de altă parte, foarte multe lucruri s-au întâmplat din cauza cererii.
Să nu uităm că au fost domenii închise până în 90. Psihologie, sociologie, filozofia cu numere restrânse, dreptul și istoria cu numerus clausus și cu origine sănătoasă, limbile străine reduse, unele secții o admitere la 2 ani, la 3 ani, la 4 ani. Or, toate astea au explodat după 90, fiind un public pentru ele, pentru că eram și pe curba demografică ascendentă. E foarte adevărat că foarte mulți din ce am produs nu și-a găsit plasarea în domeniu. Eu întâlnesc absolvenți de psihologie sau de la științe politice, unde am mai avut ore de etică politică la un moment dat, în domenii nu de meserie, dar unde au nevoie de meserie. Am găsit consultanți pe la unii politicieni și am felicitat pe politicienii aia. Domnule, mai luat și oameni calificați, nu numai nepoata de soră sau nu știu ce la cabinet sau nu știu unde. Sper să aibă efect în timp. Pe vremea când mai exista presă totuși explozivă, am întâlnit în presă mulți, foarte mulți din absolvenți și-au găsit însă un debușeu foarte bun în tot felul de fundații și asociații care utilizează fonduri europene, uneori și naționale, private sau de stat, pentru cauze umanitare. Știu eu, copii fără familii, copii bolnavi de suferințe din astea groaznice, de la SIDA până la cancer, persoane în vârstă. Am avut chiar foști studenți care au condus altfel de două fete, chiar conduceau o societate care aveau grijă de persoane în vârstă fără sprijin. Și chiar le asigurau serviciile necesare ca să nu meargă la azil, să poată rămâne totuși în propria casă până va veni sfârșitul. Deci o îmbunătățire începe să se începe să fie. Cred însă că pe de altă parte asta va scădea, pentru că suntem, curba demografică de sus a terminat, acum venim pe gol. Acum facultățile care erau invadate practic de candidați vor umbla după ei. Pentru că a fost căderea de natalitate de după 90, care continuă până astăzi, și deci cifrele potențiale de racolare a candidaților sunt în scădere. Și deci va avea loc, ca să spun așa, o ajustare de nevoie. De altfel, constatăm că multe universități private au capotat, pentru că nu mai e de unde, și atunci sigur că oamenii preferă fără taxe să meargă la stat. Și unele organizează în cadrul lor școli post-liceale, de exemplu, am văzut. Asta vreau să spun, că dacă dispăruseră complet în anii 90, chiar dacă 2000, învățământul de meserii cerute peste tot în lume, cum ar fi de la coafeză la ospătar, bucătar și mai departe, au relansat. Însă au relansat pe zonă privată. Nu, de pildă, n-am auzit să se fi relansat fostele licee de alimentație publică sau nu știu ce, însă am auzit o mulțime de inițiative private, unele cu fonduri europene, care pregătesc coafeze, frizeri, bucătari, ospătari și toate meseriile astea, care sunt meserii bune pentru că le poți practica oriunde. Domnule profesor, elevii, deși nu au o rată de promovabilitate foarte mare, în timpul școlii elevilor li se cere să facă foarte multe teme acasă. Există o poveste aici, e utilă munca asta, temele pentru acasă. Deci, despre ce vorbim? Despre ce e vorba? E vorba despre faptul că statul român, în generozitatea asta, nu știe unde să facă economii mai mult. Vreau să spun că aproape nicăieri în lume educația școlară nu mai este treaba părinților. Părinții nu trebuie să-i îndrume, nu trebuie să-i controleze, că sunt foarte ocupați. Însă copilul, începând cu Franța și sfârșind unde vrem noi, stă la școală de dimineață până la 3-4 după amiază, timp în care își face lecțiile, supravegheat de monitorii școlii, timp în care face un instrument sau joacă un sport, astfel încât când ajunge acasă nu are obligații. Am văzut prima dată asta în Franța în 90, când am fost la Paris prima dată. Era programul de la 9 la 5, dar în care intra și masa de prânz servit acolo,
lecțiile, un instrument, computer. Am văzut unii copii cântau, am vizitat o școală în după amiază, în timpul orelor. Unii copii cântau la chitară, alții se jucau pe computere, alții jucau volei. Asta era încât copilul când ajungea la 5 acasă nu avea vreo obligație școlară și părinții nu aveau o grijă. Că până la urmă de aia plătesc impozite, să rezolve școala chestiunile astea. Dar degrevarea asta a părinților de o răspundere, de obligația aceasta de a comunica cu școala, nu dezumanizează un pic lucrurile, nu le tehnicizează? Asta nu înseamnă că părinții nu țin legătura cu școala. Da. Pentru că întâlniri între profesori și părinți au loc periodic, există și acolo comitete de părinți. Atâta numai că țin... răspunderea temelor. Exact, în primul rând că părinții nu mai țin minte, în al doilea rând că n-au timp, în al treilea rând că vin nervoși de la serviciul lor și încep să țipe la copii, ceea ce e păcat, că creează un conflict degeaba. Astfel încât copilul cu părinții își petrece timpul în activități neobligatorii, în mod mult mai plăcut, spun eu. Eu mi-am notat aici mai multe lucruri care par să fie boli ale sistemului de învățământ. Unul dintre ele este reprezentat și de schimbările permanente. Ați amintit dumneavoastră în prima parte a emisiunii schimbările permanente la care sunt supuși elevii și, profesorii. E o nebunie. Legislative. Deci aș relua ce am spus atunci, să dezvolt puțin. Da. Nu poți ține un domeniu ca educația, care are și inerțiile sale, care au și o parte pozitivă, că e linia de continuitate culturală a unui comun, nu poți să ții sub asalt continuu. Că de câte ori vine un ministru sau un secretar de stat, îi tună lui ceva prin cap și modifică bacul, modifică intrarea în liceu, modifică... Nici nu știi ce nu modifică de nu știu câte ori. Eu am fost foarte mirat că în anii 90 a mers până la capăt, în mod misterios aș spune, schimbarea curriculară la primar și gimnaziu. Am și studiile de impact, așa, deci limpede ca... Nu-mi vine să cred cum au scăpat schimbărilor perpetue. Eu țin volumele alea, nu mă mai interesează. Trebuie un efort. Le țin ca probă a unui lucru care totuși a mers până la capăt. În rest, tot timpul se schimbă ceva. În primul rând avem principii extrem de greșite, că toată educația e pentru toți. Și din motivul ăsta am scos examene de admitere. După părerea mea, pentru toată lumea este învățământul obligatoriu definit prin lege, care poate fi de 8, de 9 clase cum e acum, de 10 cum era sub comunism, sau de liceu cum în Ungaria, liceu e obligatoriu, apropo, nu? Așa. Și ăla îl faci fără nicio admitere, pentru că e obligatoriu. Și fără niciun examen de închidere dacă a absolvit fiecare clasă în parte. Îi dai certificat de absolvire, de 4, câte clase e obligatoriu. Însă, ceea ce nu e obligatoriu trebuie să bazeze pe selecție dură. Noi am luat modelul occidental a admiterii în pâlnie și care se tot reduc pe parcurs, ca și cum am avea bani de irosit. E drept că noi o parte o facem pe banii lor, nu pe banii statului. Dar când e limpede că ar trebui ca admiterea să fie admitere, cum a fost. Nu e obligatoriu, dacă liceul nu e obligatoriu prin lege și nu e, trebuie admitere serioasă. Acum, selecție. Acum nici diploma de bacalaureat nu mai păi nu, unele facultăți zic că diploma ar fi un criteriu de admitere, altele zic nu, că niște discipline, altele zic că amândouă și așa mai departe. Nu, domne, trebuie examen de admitere. Da. Pentru că nu e obligatoriu să faci liceu, nu e obligatoriu să faci facultate. Pentru asta trebuie să ai dorința de a o face, trebuie să ai capacitatea de a o face. Aici intră în conflict cu interesul universităților de a avea studenți și atunci apare o poveste, o problemă. Eu am discutat cu rectorul anterior, nu cu cel care își termină, cu domnul Oprea, când dispăruse admiterea, chiar atunci era el rector. Și am spus, domnul Oprea, introduceți cel mai dur examen de admitere la universitatea noastră. Universitatea avea și rezerve atunci. Vom avea probabil probleme cu banii un an, poate doi. Dar după aia va fi cea mai căutată. Că totuși cei care chiar vor să iasă
pregătiți, vin acolo vor alege unde e mai greu. Unde e mai greu și unde... Nu. Ceilalți oricum se duc la particulară cu taxă și așa mai departe. Da, da. În școală, de asemenea, o altă problemă este absența educației pentru viață. Învățăm pe copii tot felul de lucruri, științe, matematică, fizică, chimie, biologie, dar lucrurile cu care urmează să se confrunte în viață nu par să intre în atenția sistemului de învățământ. Acum, ceea ce e sigur este că fundamentele pentru disciplina asta sunt necesare, pentru că nu putem ști, copiii evoluează cu vârsta, sigur, nu ele, putem ele ști trebuie. Pe ce cale o va lua în viitor. Deci da. Trebuie să facă fundamentele, dar fundamentele. De bea, după ce termini învățământul obligatoriu, poți extinde ariile în funcție de interesele copiilor și de aptitudinile lor, într-o selecție bună, în liceu, să spunem. Pe de altă parte, e limpede că, deși totuși, chiar în anii 80, s-a scris și la noi despre noile educații. Eu atunci am scris prima dată despre educația pentru schimbare, care e invenția mea, nu se vorbea în literatura lumii. Eu am fost atunci influențat de venirea lui Gorbaciov la putere, care îi tot dădea cu restructurare și glasnost și așa mai departe, și mi-a filat cumva. Și atunci am creat eu. Și s-a dat după aia doctorate cu tema asta și așa mai departe. E foarte citată și în străinătate. Deci n-am publicat decât o versiune românește ale textului. Va trebui să public în engleză. Deci, totuși, încă din anii 80, că într-un volum care se chema chiar Noile Educații, din 88, scos de Universitatea din Iași. În ciuda acestui fapt, de fapt, noile educații nu au pătruns în sistemul nostru de educație cum s-au petrecut în altă parte. Pentru că în altă parte, de pildă, educația ecologică se face în școală, fie ca disciplină separată, fie ca module la științele naturale, geografie și așa mai departe, dincolo se fac lucruri privind educația demografică, care nu e numai statistică, se referă inclusiv la metode de contracepție, ca să dau un exemplu. Acolo se face economia micilor bugete de familie, pentru că noi ajungem la salari fără să știm, domnule, un buget înseamnă ce intră și ce iese și trebuie să-l scoți echilibrat. Ei învață din școală. Cum învață din școală ce-i creditul și care sunt riscurile lui, cum învață din școală, pentru că acum foarte mulți sunt capitaliști de acasă, cumpără acțiuni, nu joacă pe bursă, sunt învățați ce-i bursa, care sunt riscurile jocului la bursă, că nu câștigi neapărat tot timpul și nu câștigă toți. Și ce înseamnă și dependența de jocuri și așa mai departe. Și atunci, de cei când intră în viața reală știu lucrurile astea. Da. Dar mă uit, noi nu mai știm nimic despre sănătate. Sănătatea corporală, fizică biologică. Și mentală, biologica noastră. Pentru că totuși, când eram elev la Liceul Național, am terminat liceul în 72, în plin comunist, da? Era cabinet medical. Și nu că era cabinet medical, de câteva ori, la lecțiile de diriginție, a venit medicul școlii, domnul Purice, Dumnezeu să-l binecuvânteze, că a fost un om bun, și ne-a ținut lecții privind anumite boli cu transmitere sexuală, bolile care creează epidemii, lucruri de igienă și așa mai departe. Că părinții te învață sau nu te învață? Unii sunt asta cu sexualitatea, și nu unii sunt cu dibanzi sau nu când, știu, dar e rușine să discute. Exact, da. Țin minte că încă a făcut foarte bine domnul Purice, că a făcut separat cu băieții, separat cu fete. Da, unii spun că dar noi și așa trebuie să fim clase segregate. Pentru că ceea ce se poate discuta se discute. Noi eram deja clase segregate. Da, dacă a fost o tehnică a lui sau beneficiat de organizare. Dar nici măcar asta nu face. Deci educație pentru viață, educație pentru valori. În asta intră, domnule profesor, și dumneavoastră o să-mi spuneți, și educația cu privire la cunoașterea trecutului apropiat. În manualele noastre de istorie nu avem suficiente pagini, măcar un capitol să fie, dar sunt două, trei, despre ce s-a întâmplat în comunism. Practic asta anulează identitatea, împiedică să se... Deci măcar în timpul comunismului perioada era tratată, e drept, din punctul lui de vedere, ca succesiune de congrese. Așa. După aceea a dispărut complet. Și ce a apărut foarte timid. Eu mă mir că nu se respectă o hotărâre dată de Parlament în legătură cu raportul
privind condamnarea comunismului, cele 18 puncte, unul din puncte era manualul de istoria comunismului, nu? L-a văzut cineva? Nu, există în fizică. Este unul elaborat de Marius Oprea și cu colegii săi de la Institutul de Istorie Recentă. Da, se folosește undeva? Vezi de acolo, l-am eu. Da. Mă uit, și citat acolo. Elevii nu știu. Dar elevii nu-l văd, ca să zic așa. Elevii nu știu că există un memorial Sighet. Nu știu că există aceste memoriale ale durerii. Dacă le vine greu, că înțeleg și inerția sistemului, să introducă separat asta, doamne, dar totuși să face istoria României încă. Păi nu poți să scoți din istoria României 50 de ani numai pentru că au fost trei. Păi ajungem la mancurtizare. Și aici are dreptate și Iorga când spune cine uită nu merită și Churchill când spune cine uită trecutul e obligat să-l repete. Nu poți face abstracții, poți condamna trecutul dacă ai motive. Deși cred că trebuie condamnat nuanțat. Mă, uite, regimul comunist a fost abominabil, dar măcar ne-a scos, ne-a alfabetizat. Deci, la război, 82% din populație, 83% era analfabetă și 82% rurală. Bun. Bine, ne-a scos 100% alfabetizat. Da, alfabetizat este și Occidentul. Da, nu. Fără comunism. De acord, dar Occidentul n-a plecat la situația asta. Nu. A plecat de la 80 ceva la sută analfabeti. Deci asta e un succes. Eu nu spun că comunismul a fost interesat să ne alfabetizeze. Cum să faci propagandă cu analfabetul? E foarte greu. Nu poți folosi decât radio. Sigur că a avut interes, dar ne-a scos alfabetizat. Uite că nebunia e că acum începe să crească analfabetismul. Pentru că abandonul școlar e foarte mare. O mulțime de copii deși nu numai din mediile rome, unde tradițional se mai întâmpla asta, abandonează înainte de sfârșitul școlii primare măcar, ceea ce înseamnă totuși alfabetizare de bază. Deci să poți citi instrucțiunile de muncă, de protecția muncii, contractul și așa mai departe, dispar asta. Sigur că nu fără motiv. O mulțime din părinții acestor copii sunt în Spania, sunt în Italia, sunt în grija bunicilor. Bunicii sunt mai degrabă îngăduitori decât severi, că așa e firea bunicilor și nici nu mai au energia necesară să vadă dacă se duce la școală sau în parc. Domnule profesor, dacă vi s-ar propune acum să fiți ministrul educației, ce ați face? Nu, deci trecând peste faptul că aș refuza pe loc asta, însă dacă ar fi, presupunând prin absurd că aș accepta asta, deci primul pas este o diagnoză completă a sistemului. Pentru că este absurd să crezi că poți reforma ceva sau poți ameliora ceva fără să știi unde ești. Ori, din păcate, în ciuda unor studii parțiale care există, nu prea știm unde suntem. Nu prea știm unde suntem nici măcar sub aspect statistic. Nu sunt inventariate școlile noi și școlile care au dispărut. Ori asta face parte din proces. Dincolo că nu știm exact numărul de profesori calificați, cât sunt necalificați sunt în sistem. Deci diagnoză. O diagnoză, dar care să cuprindă și planurile de învățământ, și programele, și după aceea, dacă ai de gând să modifici ceva, trebuie totuși să te gândești și aici domnii politicienii secretoși nu ne spun nimic, dacă ai un plan de țară. Nu se poate, dacă ai un plan de țară, știi ce dracu vrei cu România asta? Vrei să vină alții să-ți distrugă solul după gaze de șist sau aurul din Apuseni? Vrei dimpotrivă să pleci într-o direcție de dezvoltare economică axată pe noile tehnologii, cum a făcut Irlanda cu bani europeni? Vrei să relansezi agricultura eventual într-un, mai ales că avem pământ bun și alimente se vor, intrăm în criză alimentară în 10-15 ani, alimente vor, eventual un larg sector să-l aloci unei agriculturi ecologice, că prețurile sunt foarte bune deja acolo. Pe noi nu știm asta. Nu știm asta, poate ne spune neamțul, dar sper să ne spună românește, nu nemțește, că dacă ne spune nemțește, nu o să înțelegem nimic, majoritatea dintre noi. Domnule profesor, repede trece timpul când discut cu dumneavoastră. A fost plăcut. Și pentru mine, pentru final, vă propun să
le spuneți profesorilor și elevilor în aceste condiții, cu toate deficiențele, cu acest climat din învățământ, cu toate problemele, unde să-și găsească motivație? Unde să-și găsească speranța și cum să continue? Motivația este intrinsecă. Deci ceea ce trebuie să înțeleagă copiii, că se elevi, că studenți, este că nu învață pentru mama, pentru tata, nu învață pentru profesor, nu învață pentru societate în general, învață pentru ei. Cu cât învață mai bine, cu cât vor fi mai performanți, cu atât sunt șanse mai mari să descurce. Și aici, și în altă parte, pentru că e limpede că suntem într-o lume care circulă. Deja am văzut în România profesori de engleză din Anglia, profesori de germană din Franța, cum am văzut în Germania profesori de istorie, de fizică din România și nu neapărat etnici germani. Unii români, dar care își fac meseria acolo. Cum am întâlnit avocați, medici și psihoterapeuți români. De seama, român, neetnic german, care face psihoterapie cu nemții. Ca să faci psihoterapie, trebuie să știi limba pacientului la perfecție. Deci se poate. Dar de ce? Educația ca scop în sine. De ce? Că s-a pregătit bine. Da. Nu e un scop în sine, e pentru tine. Ai scopul ești tu. Ameliorarea ta și sporirea șanselor tale de a te descurca. Iar la profesor știu că e mai greu. Condițiile sunt cele care sunt, că le trăiesc și eu poate un pic mai sus, că având activități colaterale, mai câștig și din altă parte. Dar trebuie să se gândească la un singur lucru. E meseria pe care și-au ales-o. Totuși nimeni nu i-a obligat să facă profesori. Deci meseria care că și-au ales-o. Dacă și-au ales-o, e de presupus că au și o vocație. Pentru că lucrurile astea, cum ar fi preot, medic, artist, profesor, nu sunt meserii pur și simplu, sunt vocații. Deci o parte a lor, măcar sigur că au avut o vocație. Poate unii au ajuns din întâmplare în domeniu, dar cred totuși că cei mai mulți, pentru cei mai mulți a fost o opțiune. Să-și urmeze opțiunea și apoi să nu-și piardă nădejdea, pentru că la un moment dat, oricât de imbecili ar fi politrucii noștri, este imposibil să nu înțeleagă că educația este dimensiune esențială a dezvoltării. Și e destul să se uită în jur, la alte țări, și se vadă care sunt în frunte. Unde? Polonia din Est, da? Polonia este în primele 3 țări din lume la educație. Finlanda, de acord. Corea de Sud. Evoc acum un studiu american care l-am citit când am fost la copiii mei în Germania, că îl împrumutase fiica mea, că dădea un masterat. Toate aceste țări se bazează pe o educație extrem de puternică și de eficientă și respectată. Respectată. Da. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție interesantă și utilă pentru toată lumea. Sper să mai veniți la Cultura Sănătății. Mai vin. Mulțumesc. Noi, dragi telespectatori, ne revedem sâmbăta viitoare, în reluare miercurea la amiază. Până atunci vă doresc să aveți parte de tot ce e mai bun. Și nu uitați, vă spun adesea, citiți o carte, cititul este sănătos. Toate cele bune, la revedere!